Bună ziua, dragi cetățeni, stimați reprezentanți ai presei. Venim astăzi în fața dumneavoastră să raportăm realizările fracțiunii PAS în cele primele 100 de zile de guvernare. Așa cum bine știți, fracțiunea PAS a primit în scrutinul din vară un sprijin colosal. 63 de mandate, majoritatea absolută. Dar această încredere se reflectă și în așteptările cât se poate de mari ale cetățenilor față de Partidul Acțiune și Solidaritate și nemijlocit față de colegii mei din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Parlamentul Republicii Moldova. Am făcut angajamente majore în campania electorală și depunem eforturi susținute pentru a îndeplini aceste angajamente pas cu pas. Iar astăzi vom prezenta împreună cu colegii mei principalele proiecte de lege care au fost votate, din cele 95 de proiecte de lege care au fost înregistrate, 52 au fost și votate, iar printre cele mai importante se numără proiectul de lege cu privire la procuratură, sau de fapt legea care a introdus mecanismul de evaluare a procurorului general. Ori noi ne dorim o procuratură funcțională, o procuratură care să servească interesul public, să ofere dreptate și nu acele trocuri care au existat în procuratură până acum. Fundamentul unei dezvoltări economice durabile este un stat de drept. Iar mandatul nostru are drept fundament năzuința noastră de a combate corupția. Și inițiativele noastre din capitolul justiției au menirea de a face anume acest lucru. Au trecut vremurile când procurorii, mafia procurorilor și judecătorilor făceau legea în țară. Proiectul legislativ pe care l-am votat are menirea să ofere independența adevărată sistemului procuraturii și mai cu seamă să curețe acel sistem de merele proaste, mucigăite din acel sistem. Cel de-al doilea proiect foarte important pe care l-am votat în aceste 100 de zile a fost modificarea Constituției prin fortificarea independenței sistemului judecătoresc de această dată. Așa încât judecătorii să nu mai fie subordonați politicului, dar să aibă mai multă autonomie. La fel cum e cazul sistemului procuraturii, un sistem judecătoresc independent este baza dezvoltării economice a Republicii Moldova. Pentru că investițiile, proprietatea trebuie protejată și în instanță trebuie să învingă cel care are dreptate și nu cel care are mai mulți bani. Iar acest proiect de lege care a fost votat împreună cu opoziția denotă consensul din Parlament vis-a-vis de această reformă importantă constituțională. Un alt proiect foarte important vizează stoparea acapărării bunurilor strategice prin introducerea unui mecanism legal prin care statul să poată interveni așa încât infrastructura strategică, obiecte de importanță națională, cum este aeroportul, calea ferată și alte instituții economice strategice, să nu poată să ajungă pe mâna unor investitori de rea credință. Însă, în același timp, năzuința noastră este să oferim investitorilor de bună credință tot sprijinul și toată deschiderea pentru a veni în Republica Moldova și pentru a crea locuri de muncă. O altă inițiativă legislativă votată foarte importantă prevede că averile și cheltuielile demnitarilor și a rudelor acestora să poată fi verificate de ANI. Până acum știți foarte bine, în declarațiile de avere te lua groaza, iar pe alocuri îți venea și a râde când vedeai ce scriu acolo unii demnitari de stat. Scriau averile pe rude apropiate, știind că nimeni nu-i va trage la răspundere. Ori noi am creat mecanismul pentru ca această ferestruică să fie închisă. Pentru că noi am primit mandatul de la cetățeni pentru a lupta cu corupția cu adevărat.
și nu așa cum a fost în acești 30 de ani. O altă inițiativă legislativă foarte importantă se axează pe digitalizarea economiei. Antreprenorii nu vor mai trebui să stea în rânduri după acte, la fel, în viitor apropiat, nici mamele care au născut nu vor mai trebui să meargă să stea în rând pentru a putea primi indemnizația la naștere, aceasta să poată fi transferată direct pe card. Digitalizarea este un proces inevitabil. Din păcate, noi am rămas în urmă, dar la fel cum am rămas în urmă la multe capitole și deja în aceste 100 de zile am demonstrat că avem capacitatea și determinarea să recuperăm din timpul pierdut, același lucru vom face și la capitolul digitalizare. Așa încât să oferim antreprenorilor posibilitatea să beneficieze de semnătură electronică și inclusiv să fie recunoscută cea din Uniunea Europeană, pentru ca mediul de afaceri să se bucure de toate oportunitățile modernizării. Un alt proiect foarte important și foarte așteptat ține de anularea secretului offshore. Așa încât să creăm mai multă transparență în mediul de afaceri și cetățenii Republicii Moldova să cunoască cine este beneficiarul final și cine stă cu adevărat în spatele uneia sau altei companii cu renume din Republica Moldova. În pofida dificultăților, în pofida celor trei crize majore care au existat și cu care ne-am ciocnit din prima zi, criza pandemică, criza energetică, criza din domeniul justiției, am găsit resursele necesare pentru a oferi indemnizații sociale, pentru a crește pensiile, așa încât personalul administrativ și gospodăresc a primit majorări de 57%, alocațiile au crescut și ele cu 50% pentru veteranii de război, cei care au participat la ameliorarea consecințelor avariei de la Cernobâl, veteranilor de războiului de pe Nistru, veteranii războiului din Afganistan. În pofida tuturor presiunilor fiscale, guvernul împreună cu fracțiunea PAS au găsit resursele necesare pentru a sprijini cetățenii în aceste vremuri grele, inclusiv prin oferirea unor subsidii destul de mari pentru facturile la gazele naturale. Un alt proiect important prevede că persoanele care au datorii să nu poată fi evacuate din casă în perioada rece a anului dacă aceasta este unica lor locuință. Ori este inuman ca în aceste vremuri grele pentru un credit să poți să fii dat afară din casă. Această lege a fost votată de către noi, având în vedere circumstanțele foarte dificile în care se află multe familii din Republica Moldova. O altă lege importantă ține de audiovizual. Am votat, așa cum bine știți, am adoptat și am dat un vot negativ activității Consiliului Audiovizualului, pentru că toți cetățenii Republicii Moldova, care au urmărit și urmăresc televiziunile noastre, își dau seama că Consiliul Audiovizualului a făcut partizanat politic. Ori acest lucru nu poate să se mai întâmple când noi suntem la guvernare. Noi ne dorim o presă cu adevărat independentă și anume din această cauză am revenit și la statutul sau la poziționarea Teleradio Moldova, așa cum a fost odinioară, sub controlul Parlamentului, așa încât să-i oferim autonomia și independența necesară pentru a servi interesul public și nu interesele găștilor de la guvernare. Cea de-a 10-a lege, care a fost votată cu mare greu și cu mare întârziere, a fost ratificarea Convenției de la Istanbul privind combaterea violenței domestice împotriva femeilor și fetelor. Suntem cea de-a 35-a țară care a ratificat acest document important, care oferă un mecanism robust de combatere și ameliorare acestui fenomen tragic, care, din păcate, inclusiv în perioada pandemiei, s-a acutizat
iar Republica Moldova și fracțiunea PAS au arătat determinarea de a proteja femeile și fetele și toți cei care ajung să fie victima violenței domestice. Ori drepturile omului sunt universale și toți cetățenii au dreptul să fie protejați de către stat. Așadar, în primele 100 de zile, Partidul Acțiune și Solidaritate, fracțiunea PAS din Parlament, colegii noștri din Guvern, împreună cu doamna președinte Maia Sandu, în pofida tuturor circumstanțelor dificile, am demonstrat că avem capacitatea să ne ducem la îndeplinire promisiunile noastre. Și în continuare vom munci cu aceeași determinare pentru a demonstra cetățenilor prin munca noastră zi de zi că promisiunile noastre făcute atât în campania prezidențială cât și în campania parlamentară vor fi îndeplinite pas cu pas pentru a îmbunătăți viața oamenilor aici, acasă. Vă mulțumesc, iar acum colegii mei vor oferi detalii și în cazul în care veți avea întrebări vom fi dispuși să vă răspundem. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media. Voi fi succintă. Logica pe care am urmat-o noi atunci când am promovat anumite proiecte de legi pe segmentul justiției este una simplă. Am oferit instituțiilor de drept și instituțiilor care au menirea să combată corupția și să vegheze asupra respectării legilor în această țară, le-a fost oferită o independență suficient de mare, urmând cele mai bune practici internaționale și standarde europene. Totodată, această independență a ajuns în practică să fie folosită în scopul protejării unor grupuri de interese, unor grupări criminale. Deci, de fapt, au abuzat o bună parte din acești actori de independența oferită. Acum a venit timpul să echilibrăm această independență, fără să șterbim din ea, prin responsabilizare. Și este exact ce am făcut prin adoptarea modificărilor la legea procuraturii, prin instituirea mecanismului de evaluare a activității procurorului general și, eventual, dacă este cazul, cercetare disciplinară și sancționare disciplinară a procurorului general, prin instituirea unui mecanism similar pentru activitatea Centrului Național Anticorupție și la moment este exact pe linia de final raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție care urmează a fi prezentat și dezbătut în plenul Parlamentului. Aceeași logică am urmat-o și în cazul Autorității Naționale de Integritate, unde s-a propus ca conducerea autorității să poată fi evaluată prin prisma activității desfășurate. Nu mai vrem să avem persoane cu funcții de demnitate publică, cu funcții înalte în sistemul justiției, care sunt numite pe un mandat fix și, indiferent de faptul dacă livrează sau nu livrează, continue să-și exercite această funcție până la finalul mandatului. Sunt plătiți din banii cetățenilor, trebuie să răspundă intereselor legitime ale cetățenilor și să apere drepturile acestora. În afară de responsabilizarea instituțiilor pe care le-am menționat, evident că am urmat și ideea fortificării eforturilor de asigurare a integrității în sectorul public prin modificarea legislației cu privire la declararea veniturilor și averilor și intereselor, astfel excluzând posibilitatea declarării la prețuri derizorii a bunurilor, excluzând posibilitatea de a se ascunde prin a înregistra bunurile care de fapt aparțin subiectului declarării, dar sunt înregistrate pe persoane terțe, și mai multe modificări la cadrul normativ ce se referă la asigurarea integrității, care vor face astfel încât o autoritate națională de integritate care este într-adevăr interesată să asigure un climat integru în sectorul public, o va putea face și nu va putea spune că legea nu-mi permite. Din 28 noiembrie, din momentul intrării în vigoare a modificărilor la legea 132 și 133, acest lucru va fi permis. Deci tot
ce am auzit până acum de la Autoritatea Națională de Integritate, că legea nu ne permite, nu mai este valabil să se apuce de treabă. Și în paralel cu acțiunile de responsabilizare a factorilor de decizie din sistemul justiției și fortificare a mecanismelor de asigurare a integrității, evident că ne gândim la îmbunătățirea și facilitarea unei activități și vieți mai ușoare pentru cetățenii noștri, inclusiv prin promovarea acelor modificări la codul de executare pe care le-a menționat anterior colegul meu, pentru a nu permite evacuarea din spațiul locativ pentru datorii care sunt până la o anumită sumă, astfel încât datoria să poată fi executată din alte surse, în cazul în care locuința este unica sau deci apartamentul sau casa este unica locuință a persoanei, să nu poată fi evacuat indiferent de sumă pe timp de iarnă, deci timp de cele 6 luni reci ale anului. Și mai sunt și alte proiecte care sunt în lucru, care vizează eliminarea acelor discrepanțe în legislație sau acelor lacune care nu permit cetățenilor noștri să-și exercite drepturile într-un mod liber și firesc. Vom reveni cu următoarele inițiative legislative în scurt timp. Până atunci, realizările noastre v-au fost prezentate. Cred că avem cu cine mândri la primele 100 de zile de mandat. Vă mulțumesc! Stimați cetățeni, vă salut și eu. Data de 11 iulie am câștigat alegerile pe un val imens de așteptări, cu o promisiune fermă să luptăm cu corupția, să luptăm cu hoții, să facem dreptate. Și după cum colega mi-a zis despre dreptate în justiție, poate o lipsă imensă de dreptate, aș îndrăzni să afirm că există și în economie. Or, ceea ce vedem noi de la nord la sud sunt antreprenori, mici antreprenori, mii de antreprenori care muncesc ani la rând și nu agonisesc mai nimic. Și ce avem sunt offshore-uri, corupți, politicieni care fură miliarde și revin ca mari investitori și ăștia sunt antreprenori de succes în țara noastră. Această stare de lucruri, noi am făcut un angajament clar să o schimbăm, să oferim oportunități tuturor, celor care vor să muncească în această țară, celor care vor să creeze locuri de muncă, care vor să dezvolte o afacere, să-și crească ziua de mâine și să plătească impozite la acest stat. Aceasta este ferma noastră promisiune și în acest sens avem, cum am menționat în nenumărate rânduri, avem multiple idei, avem o mulțime de legi de reparat și avem legi bune de scris de la zero pentru ca să oferim această oportunitate economiei noastre și antreprenorilor care doresc să investească aici, indiferent de originea lor, atâta timp cât banii lor sunt câștigați cinstit și onest, atâta timp cât vin aici să se conformeze cu regulile existente și să creeze locuri de muncă. Noi avem o țară de construit și asta începe inclusiv de la economie. În primele 100 de zile am reușit să dăm o lovitură dureroasă, considerăm noi, la tot ce înseamnă offshore-uri, bani murdari, pentru că acum investițiile și infrastructura strategică nu va fi posibil atât de ușor de o controlat prin aceste offshore-uri. Am anulat secretul offshore și am făcut primii pași în direcția corectă, primii pași hotărâți în direcția digitizării țării noastre. Sunt țări care timp de 20 de ani oferă posibilitatea banală, eu știu, dar oferă posibilitatea ca o întreprindere, o afacere să fie deschisă online, ca și cum ți-ai deschide un e-mail. La noi în Republica Moldova asta încă ține de fantastic. Sunt atâtea exemple pe care trebuie și suntem obligați să le urmăm și să-i ajungem din urmă pe cei care acum ne sunt acest exemplu. Mai avem foarte multe de făcut, avem de făcut ordine în ceea ce ține de microfinanțare, în jocuri de noroc, în oferirea oportunităților la cât mai mulți, cum am spus,
antreprenori să creeze aici oportunități acasă, să investească și să se simtă protejați de un stat care este de partea lor, nu este în opoziție lor și nu este cu clara intenție de a-i stoarce de bani și de viață. Asta am vrut să vă spun, urmează foarte multe inițiative frumoase pentru economia noastră. Bună ziua, stimați cetățeni, eu am să prezint scurt care este în primul rând viziunea noastră pe protecție socială, pentru că din ea derivă nemijlocit și acțiunile care au fost întreprinse în aceste sute de zile și cele care urmează să întâmple până la finalul anului și în general în acești 4 ani de mandat. Deci noi când am construit angajamentele noastre pe protecție socială, am pornit de la un deziderat foarte clar de a reduce dramatic sărăcia în Republica Moldova. În Republica Moldova sărăcia e omniprezentă și e specifică pentru toate categoriile de populație, dar sunt anumite grupuri care sunt mult mai vulnerabile. În primul rând vorbim despre pensionari, care aveau o pensie medie sub minimul de existență. În al doilea rând vorbim despre oamenii care lucrează pe salariu minim, în special la stat, și au de facto venituri nete la fel, sub minimul de existență. Vorbim despre familiile cu mulți copii din mediul rural. Și pornind de la aceste categorii, noi am făcut anumite angajamente. Primul angajament a fost să majorăm pensia minimă până la 2000 de lei. Este un prim pas și noi înțelegem că acele majorări, chiar dacă au fost destul de substanțiale în mediu, vorbeam de o creștere de circa 400 de lei, atât pentru cei cu stagiu complet, cât și cei cu stagiu incomplet. Oricum, reprezintă un prim pas și nu rezolvă în deplinătatea sa problema, dar am considerat că în primele 100 de zile este o prioritate absolută să facem acest pas și să atingem acest obiectiv de a avea o pensie minimă de 2000 de lei. Ca urmare a acestei majorări, circa 308.000 de pensionari și-au văzut pensiile majorate și dincolo de asta, foarte multă lume, aproximativ 120.000 de oameni care beneficiau de diverse alocații de stat, fie pentru că nu se calificau pentru pensie, fie pentru că aveau o dizabilitate, unii dintre ei cu o dizabilitate severă și beneficiau și de alocații pentru îngrijire și supraveghere, de exemplu, și-au văzut și acele alocații mărite. Și în unele cazuri, creșterile au fost dramatice. Dacă ne referim, de exemplu, la o persoană cu dizabilitate de vedere severă, alocația de îngrijire și supraveghere a crescut la 950 lei la 1600. Suplimentar, pensia minimă pentru dizabilitate a crescut până la 1500 de lei de la 891. Deci, în sumă, veniturile acestor oameni au crescut pe locul și pe 1500 de lei. Dar noi înțelegem că pentru început e acceptabil, dar mai sunt foarte multe lucruri de făcut pe această dimensiune, pentru că ne dorim cu toții să ducem o viață în care nu doar să supraviețuim, dar oamenii se poate duce un trai cât de cât decent și își permită să nu numere fiecare bănuț. Și în acest sens, ambițiile noastre pe protecție socială sunt mari și o să continui și în anul viitor cu proiecte suplimentare. Totodată, noi am considerat că este corect să majorăm alocațiile pentru veterani. Am făcut-o pentru că considerăm că e și un mesaj de patriotism. Oamenii ăștia sunt cei care au fost printre puținii gata să-și riște viețile pentru independența și suveranitatea Republicii Moldova. Și este corect ca noi prin aceste ajutoare, prin aceste alocații, să dăm dovadă de recunoștință pentru efortul și riscurile la care s-au supus și să dăm un semnal în societate că oamenii care sunt gata să facă un efort pentru această țară, sunt gata să sacrifice, sunt apreciați. Și da, acea majorare a fost de 50%, de la 500 la 750 de lei și este și asta, evident, un început. Dar am considerat că acest început trebuie făcut în primele 100 de zile. Totodată, în colaborare cu guvernul, am votat în Parlament un șir de proiecte întârziate, care ar fi trebuit să fie adoptate încă la începutul pandemiei, dacă guvernul de atunci ar fi vrut pe bune să ajute mediul de afaceri și să mențină locurile de muncă.
Am votat pentru proiectul care asigură finanțarea șomajului tehnic. Șomajul tehnic însemnând o companie care din cauza situației pandemice nu-și poate continua activitatea și intră în șomaj tehnic, finanțarea salariilor pentru persoanele dintr-o companie aflată în șomaj tehnic din bugetul de stat. Este un mecanism care deja este pus în aplicare și vreau să vă spun că sunt și primele solicitări din partea mediului de afaceri. Totodată am permis finanțarea unui regim numit Kurzarbeit, în care o întreprindere nu-și sistează totalmente activitatea, dar și-o reduce. Și atunci, la fel, poate aplica la subvenții din partea statului pentru ca să compenseze anumite venituri ratate ca urmare a cărorva restricții impuse sau, în general, ca urmare a situației economice dificile. Astea erau măsuri pentru care noi optam încă în 2020, la începutul pandemiei, dar atunci noi nu am fost auziți și acum am revenit la ele în primele 100 de zile și am identificat banii pentru ca să le punem în aplicare. Totodată, pentru că am început cu acele categorii care le-am identificat ca fiind cele mai vulnerabile, vreau să vă zic că în bugetul pentru 2022 vom merge foarte țintit. Vom regăsi acolo majorări salariale semnificative pentru cele mai prost plătite categorii de salariați, anume pentru ca să nu mai avem o situație în care cineva care muncește 160 de ore pe lună nu are un salariu mai mare decât minimul de existență și aici vor avea de beneficiat în primul rând angajații din sectorul public care acum au 2000 de lei net și vor vedea majorări semnificative. Deci noi avem o viziune foarte clară pe ceea ce vrem să facem pe protecția socială, care sunt categoriile principale în susținerea cărora vrem să venim și gradual ne vom ține de această agendă și vom asigura un nivel de protecție socială cât de cât decent pentru ca cei care se regăsesc într-o situație de risc, într-o situație vulnerabilă, să poată să depășească mai ușor și să simtă că statul li este alături. Fapt care să le confere încredere în această țară. Pentru început, asta este ceea ce ne-a reușit. Continuăm cu agenda noastră și în următoarea perioadă. Vă mulțumim mult! Dragi cetățeni, estimați reprezentanți ai mass media, deși încă în februarie 2017 Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, abia în legislatura actuală, majoritatea parlamentară a găsit determinarea și voința politică de a ratifica această convenție. Astfel, Republica Moldova, devenind al 35-lea stat care a ratificat Convenția de la Istanbul. Această convenție este primul document juridic recunoscut la nivel internațional. Este un instrument complex care vine să ofere un plus de siguranță femeilor, prevenind fenomenul de violență, protejând victimele și pedepsindu-i pe făptași. Ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice a fost dintotdeauna o prioritate pentru echipa noastră. Ori aproximativ timp de 4 ani, noi am depus toate eforturile necesare, atât pe platformă extraparlamentară, cât și pe platformă parlamentară de a ratifica Convenția Consiliului Europei. Și eu am toată convingerea că odată cu implementarea prevederilor Convenției, fenomenul de violență domestică, fenomenul violenței împotriva femeilor va fi diminuat. Țin foarte mult să mulțumesc doamnei președintă Maia Sandu pentru curaj, președintelui Parlamentului, domnul Igor Grosu, pentru determinare și doamnei prim-ministre Natalia Gavriliță pentru solidaritatea de care a dat dovadă pe parcursul întregului proces, care a fost destul de anevoios. Mulțumesc tuturor colegilor deputați, dar și partenerilor de dezvoltare, reprezentanților societății civile și tuturor instituțiilor care
De-a lungul timpului ne-au sprijinit și au contribuit nemijlocit la ratificarea Convenției Consiliului Europei. Încă din 2011, timp de 10 ani, Convenția, la propriu, a salvat vieți, mii de vieți de femei și de fete în întreaga lume. Iar aplicarea prevederilor Convenției a avut rezultate absolut remarcabile, rezultate concrete, rezultate pozitive în statele în care ea a fost ratificată. Desigur, calea spre aceste realizări nu a fost și nu este nici acum deloc ușoară, iar restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19 au dus la creșteri record ale violenței domestice. Liniile telefonice naționale au înregistrat creșteri record ale victimelor violenței domestice în întreaga Europa, în întreaga lume. Din păcate, în Republica Moldova, acest număr este extrem de îngrijorător, ori apelurile la linia fierbinte au crescut cu aproximativ 35% în ultimii 2 ani. Consider că guvernele sunt pur și simplu obligate să își învețe lecțiile predate de această pandemie și trebuie să-și schimbe abordarea tradițională avută până acum în raport cu fenomenul violenței domestice. Cu toate astea, obstacolele și provocările zilnice, fie că e vorba de COVID-19, fie că e vorba de mișcările organizate împotriva Convenției, trebuie confruntate cu îndrăgire. Și noi asta vom face. Iar unicul efect pe care trebuie să-l aibă asupra noastră este acela de a ne determina să luptăm și mai mult cu formele de violență din țara noastră. Și am ferma convingere că odată cu implementarea prevederilor Convenției, noi vom începe o etapă nouă și anume etapa de toleranță zero față de toate formele de violență, față de femei, față de fete, față de violența domestică și am toată speranța că femeile din țara noastră vor putea duce o viață în siguranță și cu demnitate. Vă mulțumesc! Dragi cetățeni, stimați reprezentanții presei, acesta a fost rezumatul a ceea ce ne-a reușit în aceste prime 100 de zile. Cu siguranță vom menține acest ritm, ba mai mult chiar vom accelera ritmul schimbărilor în Republica Moldova, având în vedere așteptările foarte mari pe care le au cetățenii față de noi. Dacă sunt careva întrebări legate de ceea ce am expus noi sau orice altceva, vă suntem la dispoziție. Vă rog. Acum că a început sezonul rece și practic în fiecare gospodărie este căldură, poate ați calculat cât credeți, dacă poate fiecare dintre dumneavoastră să răspunde, în cât o să plătiți mai mult în acest an pentru căldură în comparație cu anii precedenți? De exemplu, cam cât o să vină pe factura dumneavoastră? Acest lucru depinde, evident, de gospodăria fiecăruia. Cert este că noi am oferit tot sprijinul pe care l-a putut oferi guvernul pentru ca cei care au venituri mai mici și cei care consumă mai puțin să simtă această creștere respectiv mai puțin. Având în vedere că dacă nu exista această înțelegere, acest acord pe care l-am semnat cu Gazprom, prețurile, factura la gaz ar fi ajuns peste 20 de lei metru cub. Acum însă factura va fi mult mai mică, iar cu sprijinul pe care îl oferă guvernul, această factură pentru cei care consumă mai puțin va fi în mare parte subsidiată. De aceea, chiar și în contextul crizei majore de resurse energetice care se întâmplă în întreaga lume,
Guvernul și Parlamentul a găsit resursele necesare pentru a ajuta cetățenii în aceste momente foarte grele. Dar nu ați făcut un calcul, de exemplu, cât o să plătiți? Nu am făcut încă un calcul, depinde fiecare de consum. Dacă ești Igor Dodon și trăiești în casă cu 4 etaje, ai să plătești mai mult. Dacă ești un pensionar care locuiește într-un apartament cu o odaie, vei plăti relativ mult mai puțin și subsidiile de la guvern vor acoperi în mare parte costurile majorării. Mulțumesc. Doar mai ce agenție spune. Spuneți-mi, domnul Vopșor, ce se va întâmpla cu instituțiile statului după aceste majorări de tarife? Pentru că noi avem grădinițe, avem spitale, avem întreprinderi. Ele, evident, urmează să plătească această majorare de tarife. Ați calculat care ar fi impactul după data de 1 decembrie, când vor intra în vigoare aceste tarife noi? Pentru detalii mai tehnice, bine să vă adresați colegilor noștri din guvern, dar noi avem ferma convingere că toate aceste calcule au fost făcute așa încât instituțiile publice să poată trece de această iarnă fără dificultăți majore. Spuneți-ne, Republica Moldova rămâne sub monitorizarea Consiliului Europei. Vreau să vă întreb dacă în mandatul actualului Parlament vă propuneți să ieșiți de sub monitorizare, pentru că suntem un stat aflat sub monitorizare din 95. Și cum vedeți în general acest parcurs? Dacă va fi posibil până la încheierea mandatului actualului Parlament să ne onorăm această restanță? Răspunsul simplu este da. Cu siguranță ne propunem să ieșim de sub monitorizare și să trecem la perioada de post-monitorizare a Consiliului Europei. Chiar ieri am participat, fiind membru a Comitetului de Monitorizare al Consiliului Europei, am participat la sesiunea din această toamnă și raportul sau rezultatul vizitei de monitorizare care a fost în octombrie au fost un schimb de păreri și viziunea sau cei ce au găsit aici raportorii Consiliului Europei, de fapt le-a inspirat încredere. Domniile lor s-au convins că determinarea noastră de a schimba lucrurile în domeniul corupției, luptei cu corupția, în domeniul asigurării independenței justiției, în domeniul asigurării autonomiei, în domeniul audiovizualului, în toate domeniile activității statului, domniilor s-au convins că noi avem o determinare sinceră, corectă, de a îmbunătăți lucrurile și acest lucru se reflectă inclusiv în rapoartele Consiliului Europei și avem speranța că în viitor apropiat vom putea face acest pas foarte important de a trece la perioada de post-monitorizare, așa încât să putem avansa nu doar în dialogul nostru cu Consiliul Europei, dar și în procesul nostru de integrare europeană. Ultima precizare, vreau să mă întreb în legătură cu legile justiției, dacă există la ora actuală sau aveți un consens de aceste legi care urmează să fie modificate. Avem o neclaritate deocamdată cu adunarea generală a procurorilor, nu se știe ce se va întâmpla și cu adunarea judecătorilor. Și în acest context mă întreb dacă majoritatea parlamentară are, eu știu, un consens. Există un consens în societatea moldovenească pe aceste modificări la legea procuraturii, la, eu știu, alte legi pentru a avansa? Cu siguranță există consens în cadrul majorității parlamentare, în cadrul fracțiunii PAS, dar așa cum am demonstrat consens larg în Parlament pe amendarea Constituției, pe fortificarea independenței judecătorești, votând împreună cu opoziția acest proiect de lege care a fost, de fapt, inițiat de ei, așa vom munci în continuare pentru a obține consens larg, pentru că atât opoziția, cât și noi, ne dorim ca în Republica Moldova să fie justiție independentă, sau cel puțin opoziția așa spune. Noi avem toată deschiderea pentru colegii noștri din opoziție să ne se alăture, să vină cu propuneri, cu idei, inclusiv în contextul acestei reforme majore de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, dar și în alte aspecte ale reformei justiției și alte reforme de altfel, avem toată deschiderea, nu doar
a-i auzi pe colegii noștri din opoziție, dar pentru a munci împreună cu ei, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor, atât timp cât ei vor demonstra, la opoziție mă refer, că sunt de bună credință. Noi avem toată deschiderea să oferim acest consens larg de dragul sustenabilității reformelor și de dragul calității acestor reforme. Vă mulțumim! O zi bună!